Hey. Kita buat depan masih pelik ke? Hey. Început filmarea de dimineață, Plosca? Da. Ia uite-l, a venit infractorul. Salut, salut! Plopărăre, bă! Trebuie să facem planul de atac acum. Revizuim aici, e de lucrează la chopstick. E aici un aspirator nou, Vortex. Antonio, fă de mână la cameră. Așa, ala fă de mână. Avem și act de analize. Bă, bine, am ajuns la Sinaia, pot să filmez un pic în față. Dacă vreți magazine, mai oprim aici. Target. Piatra Arsă, Cabana Piatra Arsă, Babele, Sfințu, Culcea Caraman, Vârful Omo, Retur. Ha. 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 Da, mi s-au rupt pantalonii și acum să-i coasem. Da, ia uite aici. Howless Bowless. Ne apucăm de cusut. Everybody ok, Denis se chinuie să bage în gaură. Cam greu cu gaura, dar într-un final cu serpentinele o rezolvăm. Da, fii atent. Ia. Ăla e? Ia uite, tată. Simțul găurii dezvoltat. Se mai întâmplă și accidente de genul ăsta. De genul ăsta. Suntem în formație completă. Mâncăcioso. Yo. Everybody ok? Yeah. Cum stăm, Denis? Mai avem gaură în cur? Nu. Dacă n-ai un Denis să-ți cumperi. Da. Ah. Denis, mesaje mai cu noi. Bogdan cu noi, forță, pe zonă, starea vremii, l-avem și pe the driver, vezi să nu calci în roc. Deci ăsta e traseul nostru, băieți, haideți să vă explic. Noi suntem aici, da? Mergem frumos asta la e... Piatra Arsă, parcăm mașina, parcare 5 lei și plecăm pe traseu Babele. 5 lei pe zi? De aici, de la Babele, plecăm mai departe Crucea Caraiman, mergem spre Vârful Omu, ne întoarcem aici, luăm mașina, diseară venim și ne cazăm la Padina, aici. Facem drumul ăsta, bam, 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 aici. Vedem barajul Bolboci. Fiena, fii atent aici. Ia uite-l cum prinde, ia. Maa! Nici dacă trebuie să nu prinde așa. Să vă arătă șmecheria acum, fii atent aici. Ia uite-l. A prins-o? Aproape. Termic. Și acum... Robert, știi versurile? Să lăsăm versurile să facă scandal sau care? Nu știu versuri. Dacă te urci acolo sus, îmbracă-te bine, vrei. Că ai văzut ce zăpadă se vede de aici de jos din Sinaia. Și-au plecat ele ce și-au luat vreo 4 cojoace pe ele. Și-au luat-o așa pe drum, pe drum. Și când au ajuns sus, mare soare. Și-au murit babele cu cojoacele pe ele. Și s-a făcut stană de piatră. Înțelegi? După urmă, Zalmoxis, când le-a văzut, da, s-a transformat în Sfinx. În Sfinxul Părinte. Și a râs de el. Și a râs de ele, Dumnezeu l-a făcut stană de piatră. Zalmoxis, pe vremea aia. Era Zeus. Da, cam asta a fost povestea. Povestea noastră de cartier. Ajungem imediat la Babele. Să vedem babele. Deja am întâlnit multe babe pe drum. Însă babelele pe care o să le vizităm sunt mai tăcute decât cele de pe care... Nu? Credi? Ba, sper. Sperăm. Babele care au fost până acum... Babela propriu. Hai, Antonio. Hai, Antonio, hai. Hai. Antonio, mai poți? Nu. Nu, e adevărat. Mai facem o dublă. Antonio, mai poți? Antonio, mai poți? Nu. Antonio, mai poți? Vezi câteva copii de la școală pe vlog.
pe YouTube. Antonio, mai poți? Da. Nu așa, da. Antonio, mai poți? Da. Foarte. Ce zici, Robert? Dau apă la copil. Dau apă la copil. Să-l dehidratăm. Ăsta e secretul. Antonio? Edi? Gatul. Și Bogdan. Hau. Cum zice prietenul Robert, și-au pus omul amprenta asupra... Acolo, un pic. Un pic, s-a văzut acolo, în amprentă. Însă... destul de frumos. Acum sperăm când vom urca sus acolo la Sphinx că vom captura niște fotografii interesante. Ce e acolo? E un tot monument. Un monument dedicat lui Groot. Meu. Yo, propunere de schimbare de traseu de pentru sex. Mâine. Plecând de la peștera de jos, avem o oră jumate până aici. 2 ore jumate dus, 2 ore jumate întors, 1 ore jumate înapoi la peștera, luăm mașina și mergem acasă. Tomorrow, morning. Și astăzi cu cea Caraiman ne întoarcem la mașină, coborâm jos la pat. Căutăm cazare.